Bună ziua, dragilor! La o nouă ediție a emisiunii noastre, Dosare de Presă. Astăzi avem un invitat pe care nu speram să-l prind. O imensă vedetă, nici n-am cum să-l caracterizeze. Gata, l-ați recunoscut după voce. Dan Negru. Dan, îți mulțumesc din suflet. M-a lovit așa când am văzut bulina asta și m-am gândit, Doamne, ce vremuri! Amintirile. Mamă, îmi amintesc bulina aia roșie, vindea spre un milion pe zi. Un milion pe zi! Avea vreo 100 de mii. Probabil că e prescrisă și nu e nicio problemă. A murit și bietul patron, Mihai Cârcioc, Dumnezeu să-l odihnească. Da. Era Cârcioc, Nistorescu și Cristoiu, nu? Ei trei erau. Da. Se trăgeau 900 de mii cu acte și vreo 200 de mii fără acte. Fabulos! Pentru că în fiecare seară trebuia să ne ducem cu servieta, cu bani, la muncitorii tipografi, subliniez la muncitori, nu la șefi, că altfel nu ne tipăreau. Extraordinar. Da, da. Anii 90. Vezi, cu talentul tău ai sucit-o. Îți povestești că eu ție, nu tu mie. Crede-mă că bulina asta... Bine, nu mai vorbesc de celebra găină, care... Da. Cred că primul fake news din istoria... Măi, culme că n-a fost... Că n-a fost fake... Ei, lasă-o. A fost o figură de stil. Dom'le, era o găină... Dom'le, a născut un pui doar în pielița aia oului, nu știu cum se numește. Da. Nu se calcifia. Am înțeles. Și atunci ai dat-o... Puteai să spui între. Că e... Da. Excelent. Dar uite, a rămas în istorie. Clickbait. Da, a fost clickbait. Un fel de clickbait. A fost primul clickbait. Primul clickbait când n-aveam click-uri. Da. Am pățit-o în anii ăia, o chestie foarte tare cu clickbait. Am dat un interviu și mă întreabă domnișoara... Jucați pe calculator? Știi că era perioada aia în care apăruse calculatoarele, nu era netul, nu era... Da, și erau Mario Bros, era un joc din ăsta în care... Consolele alea nenorocite și era un joc, un instalator, Super Mario Bros se numea. Și care fugea. Da. Și am zis, domnule, am pierdut multe nopți petrecând cu Mario Bros. La a doua zi, fii atent, titlu mare în ziar, Negru și-a petrecut o noapte cu un instalator. Ai, băi, nu se poate. Băi, am sunat-o pe fată, să zic, bravo, mă! Băi, genial! E bravo, mă! Genial! Știi că am zis, domnule, eu m-am jucat cu Super Mario Bros. Cu instalatorul ăla. Negru a petrecut... Dane, nu o să te întreb... Ce vrei tu? Nu, nu o să te întreb ce salariu ai. Asta nu se și cred că răsufli ușurat, nu? Pe toată lumea asta. Cât câștigă Dan Negru? Cât câștigă Esca? Nu mă interesează. Nu, dar să spun un lucru. Se vehiculează niște sume. Eu și Esca văd că suntem luați în fiecare an. Ultima dată, săptămâna trecută, mi-am văzut Leafa în ziar. Săptămâna trecută. Tot așa, cât câștigă, cum, mamă, de toate. Fii atent, se gonflează, se spun sume aiuritoare, pe care piața de publicitate din România nu le poate suporta. Adică nu are nicio treabă. Noi când ne raportăm la piața de publicitate din America, cât câștigă Jimmy Fallon, ăla e worldwide. Ăla se vede în toată lumea. Noi vorbim despre el aici, la Romexpo. El nu vorbește despre noi. El nu vorbește despre noi. Da. Adică nu are nicio legătură. E o piață de publicitate amărâtă, prăpădită. Dacă tot vorbim despre bani, eu pentru alea, revelioanele alea pe care le faci de 20 de ani, eu nu știu cum reușești, de 20 de ani, numărul 1 în top. Habar n-am. Eu pentru revelioanele alea ți-aș dă 100 de mii de euro și ca să stai acasă un an. Până la următorul revelion să-l pregătești tot ca lumea. O să spun o chestie, acum o să fie o bombă, să ți-o zic, dar acum încerc ce mi-ai zis tu, mi-ai dat 100 de mii de euro. Și încerc să fac calculul, să știi că în ăștia 20 de ani, eu n-am câștigat la un loc 100 de mii de euro pe revelion. Nici pe departe. Nu, la un loc pe 20 de revelioane? Mm-hmm. Da. La oaltă, așa. Da, adică toate adunate. Nu, eu înțeleg chestia. Nu pot să spun cât, dar na. Nu mă interesează. Dar nu s-au adunat. Dar eu înțeleg... Să mă gândesc acum. Nu cred. Eu înțeleg lucrul ăsta pentru că eu știu exact cum e cu publicitatea. E amărâtă. E o piață de publicitate. Da. Ascultă-mă, piața de publicitate din România e sub piața din Ungaria, de exemplu. Sigur că da. Ungurii care sunt 7 milioane, 8 milioane de tot. Și ei au și reușit ăștia publicitari ăștia să facă un cartel. Și să se hotărască că ne plătesc puțin și din ce în ce mai puțin. Da, dar nu suport. Da, adică știi că toată lumea zice, cât s-a stricat ceva la camera. Nu, merge tot, da? E perfect. Nu suportă piața de publicitate. Adică când auzi sume din astea aiuristice. Da. Nu există. Plus că și banii aia care vin din publicitate, domne, e multă lume care trebuie să trăiască, să-și ia salarii din... Din aia trăim. Uite, noi... Să pot ce vorbeam înainte de emisiune. Noi am renunțat la ediția print. De ce? Dom'le, lumea are pretenții. Dar nu se duce până la chioșc. Și acum ne citesc în online și ne critică.
domne, nu mai sunteți quality. Păi bine, mă, ne-a sprijinit un pic să fim quality. Mă văietam la tine și nu fac cum se crede în chestia asta. Ne vin dosare. Am putea să dăm niște tunuri și niște dezvăluiri? Așa cum știi bine că a dat ziarul ăsta. Știi ce? Cred că nu mai e vremea lor. Nu mai e publicul pentru ele. Da, dar sunt lucruri grave. Îți vine, te caută cum a căutat pe mine săptămâna trecută o mamă al cărui fiu a fost asasinat. Sunt probe clare și criminalii sunt făcuți scăpați. Păi nebunești să n-ai, să o dai, să o cercetezi, să o anchetezi, să o scrii, să se întâmple ceva. Da, mă rog. Mirel, eu cred că e vremea pisicuțelor, mâțelor, faci, știi, ce ai văzut, bucătărie, da, cum postează ăștia toți. Am făcut, da, uite, am făcut ce sarmale, ce sarmale frumoase am făcut. Vă plac sarmalele mele? Adică cred că lumea se duce încet, încet, piața se duce spre asta. Și copiii noștri, clar, se vor duce spre treaba asta. Spre ce o să duc? Spre ce o să ducă copiii noștri? Spre bule. Fiecare în bula lui. Fiecare va fi în bula lui. Televiziunea a intrat în bula ei. Adică nu mai e perioada aia de golden age-ul televiziunii. Se învață în școală, în facultăți, în facultăți de jurnalist din Europa, se învață că golden age-ul televiziunii s-a oprit în 2011. Da, cu trambulina aia. Exact. 2011 e anul în 2011. Care... ăsta e anul care, mă rog, de comun acord, profesorii în jurnalism au stabilit 2011 și din 2011 a început declinul televiziunii clasice și a crescut online-ul. De atunci încoace e de ajuns să te uiți în piață, în piața de TV. Sunt tot brandurile alea pe care publicul le știe de 100 de ani. Când dai drumul la televizor, e tot Teo, e tot Brenciu, e tot Negru, e tot Rădulească. Adică n-a apărut nimic. Să zici, mama, a apărut ceva, wow! Da, un puști, o puștoaică. E dreptate. Greu. Ai dreptate. Uite, tot Sandra Stoicescu, tot Badea, ai dreptate. Tot Badea, adică știi tu ceva nou? Da. Ceva, wow, cum e ăsta? Cum am fost noi atunci când am apărut. Da, ați bubuit toți, fiecare în felul lui. Am bubuit fiecare în modalitatea lui, într-un fel. Rădulească într-un fel. Brenciu, Negru, la, uite-l bă, ce ulă ăsta ca prostul, mă, ce-i mă cu nebunul. Adică era mereu altceva. Acum nu mai, știi de ce? Pentru că televiziunea clasică e o bătrânică cu cadru care e frică să pășească. Pășește greu. Ce imagine ai comis. Și ăla tânărul online-ul face ce greșeli vrea el. Îi se rupe. E tânăr. Are viața în față. O dă cu tot felul de cretini care promovează violează-o pe aia. Nu mai contează. E tânărul care are curaj. Nu mai contează. Și bătrânica asta e cu cadru și are grijă unde să calce. Mămăică, dacă fac un pas greșit, cad. Așa a fost radioul la vremea lui. Uite-l! Da. Știi? Da, adică încet piața e într-o schimbare. Ce noroc pe noi, Mirel, ce noroc pe noi că am prins toate astea. Am acasă niște benzi de magnetofon pe care înregistram la Radio Timișoara în anii 90 emisiuni și am acolo interviu cu domnul Corneliu Coposu, cu Cristian Popișteanu, cu Max Bănuș, cu oameni care... Știi, adică am un interviu, mă amintesc, cu Nicolae Constantin Munteanu împreună cu Andrei Voiculescu. Fac o paranteză, cheamă-l pe Andrei aici. Andrei Voiculescu e un tip care a făcut emisiuni muzicale la Radio Europa Liberă împreună cu Radu Teodor, trăiește, e un tip super smart, super tânăr și e tânăr ca imagine, ca minte. Și e nepotul celebrului Vasile Voiculescu. Da? Da. Nu am știut. E nepotul faimosului poetul fără arginți. Da. Mamă, ce mai blocat cu imaginea asta. Nu că aș avea niște nostalgie, că moare o lume. Nu, n-am apăsări de genul ăsta, că moare o lume, vaie, lumea mea, nu mai cunosc pe nimeni. Nu. Și mă gândesc la copiii noștri. Păi, către ce se duc? Adică, nu cumva e nasol? Nu cred. Pentru că va fi o normalitate. Va fi normal, da. Online-ul, toată lumea asta, new media, pentru ei e normalitate. Așa cum pentru noi, la noi a fost, să știi, că trecerea, eu am prins trecerea de la radio până în anii 90, radio era Dumnezeu. Da, sigur. Puteai să te uiți la televizor la ceva? Nu. Erau alea două ore, nu? Nu. Și gata, s-a terminat. Sigur că da. După care am prins televiziunea în ascensiunea ei, în boom-ul ei. Da, și oamenii care ascultau radio înainte ziceau, bă, ce mișto era radio, o fi bine acum cu televizor, cu Negru ăla care țipă la televizor, cu Brenciu care dă din curădulească. Nu, domnule, mișto e și cu radio și cu Brenciu și cu Negru. Mișto e cu toate. Nu va muri televiziunea.
doar că se va retrage în bula se ei. Se va retrage într-o da. Se da, va da. Retrage în locul ei. Îmi spunea cu atâta amărăciune, îmi spunea săptămâna trecută când am făcut interviu cu Andra Gavril de la TVR Cultural. Domnule, ea a avut o ambiție pe care splendid și-a îndeplinit-o, domnule, timp de 10 ani, zi de zi, ea a prezentat un jurnal cultural, unic în Europa. Îl știu, da. Să spun un lucru doar că nu și ștergea lacrimile, vădit. Îl știu, da, dar să spun un lucru, poate, nu știu dacă e bine sau rău ce zic. Să știi, știu povestea cu TVR Cultural. Mă uitam la TVR Cultural. Da, da, da. După cum ascult Radio România Actualități, Radio România Cultural. Fii atent, oamenii aia n-au știut să facă cultura să o ambaleze comercial, să o vândă. Așa e. Deci marea problemă a lor a fost, bă, dacă ai o locomotivă cum e televiziunea, fă-mă și vinde-o. E această tentație a omului de cultură să o ambaleze prețios. Și să stea în fildeșul lui. Exact. Și în turnul. Scrobit. Nu e bine. Fă ca aia, ca cine? TV Sang. Eu i-au sprit. Lasă TV Sang. Fii atent. Ascultă-mă. Cel mai vândut show cultural de pe planetă e al unui tip pe care îl cheamă Bernard Pivot. Pivot, sigur că care e fabulos. Toată lumea acum are interviurile alea și cele 10, ce ai luat cu tine pe o insulă. Astea sunt întrebările lui Pivot. El a inventat astea. Mai știi cine începuse să facă așa ceva și nu înțeleg de ce l-au oprit? Sava. Dan Ce Mihăilescu, domne. Da, da. Avea pastia parte, cu cartea. Parte de carte. Așa e, domne, da. Dacă formatul ăla, nu știu cum că asta știți voi, l-ar fi extins, cred că ar fi mers pe drumul ăla. Sava era un tip, Iosif Sava era un tip care are și ambala cultura, știi, o ambala cultura. Dacă ți-amintești cu ani de zile în urmă, primul care a reușit să facă la televiziune asta a fost Bernstein, care explica copiilor bucuriile muzicii. Și le explica copiilor. Adică poți să vii... Duminica la ora 11. Bernstein, da, exact. Da, bucuriile muzicii. Poți să vinzi cultura, poți să o ambalezi comercial. Să fie o pilulă comestibilă. Poți. Când o faci prețios, lumea nu se uită. Nu se uită. Pentru că îi frustrezi. Exact. Se simt rău. Am făcut un format de televiziune, zic o chestie amuzantă, așa, apropo de cultură generală, Beat the Blonde, se numea, te pui cu blondele. Știu. Când a venit consultantul, a zis, domnule, trebuie să facem întrebări foarte complicate, așa, foarte grele, foarte... Einstein, care este teoria lui, nu știu. Și a zis, bre, uite care e treaba, nu se uită nici dracu. Da. Eu în formatul ăsta nu mă bag. Da. Se simte omul prost. Le-am comunicat alor mei din Antena 1, zis, faceți-l, eu nu mă bag. La revedere. Ăștia mă sună, bă, stai, vrei că am luat formatul, hai să facem. A venit consultantul mic și amintesc că acum era un domn așa foarte... De afară, olandez era, un om foarte liniștit, foarte blând și ne explica nouă, totuși trebuie să avem întrebări de o anumită... Și stai, nu se uită nimeni! Băiatule, Și fii, am venit atunci cu întrebări de genul, cum se numește puiul caprei? Pentru că altfel omul la televizor devine frustrat. Tu îl întrebi, domnule, care este teoria neonatalității lansată de Neonatal? Și să face liniște și în casele oamenilor și în studio. În familie se uită și copilul zice, tăticule, să văd, știi? Da. El zice, ia, dă telecomanda să schimb. Pe când dacă eu îl întreb, care e, mă, capitala Franței? El zice, Paris? Vezi, bă, ce tată deștept ai, bă! Tâmpitule! Deja în familie, știi? Da. Adică... Corect, e foarte corect ce spui. Trebuie să încerci să vinzi, să ai o pilulă pe care să o vinzi să fie comercial. Da. Corect. Nu pot să enumăr lista emisiunilor tale. Sunt vreo 20 de emisiuni. Toate de succes. Nu spun că astea la nu sunt 20, sunt mult, nu știu, mult mai multe. Nu știu, vorbesc de alea de care, spune în titlu, cei care spune, știu de ea. Mirel, știi cui se datorează lor? Unor oameni care... Păi asta vreau să întreb. Unor oameni care m-au pus pe drumul ăsta. Am avut șansa să întâlnesc în... E mult spus cariera mea. Aiurea, exagerat spus. Am avut șansa să întâlnesc în viața mea profesională oameni fabuloși. Îți dau două nume doar. Valeriu Lazarov sau Titus Munteanu. Bineînțeles, mă. Oameni care aveau mastodonți. Un tip de energie. Fii atent. Știi ce avea, de exemplu, domnul Lazarov? Avea smerenie. Bă, ăsta e un cuvânt pe care nu-l mai găsești. Smerenie. Îl găsești la pupătorii de moaște. Da, adică mi-amintesc că la un moment dat am întâlnit și șefi aroganți. Noi toți am întâlnit oameni. Am întâlnit șefi care ziceau, începem emisiunea asta,
gata, le rupem capul, 70 share, vom rupe. Și a doua zi veneam și au viețe minus, ți era rușine. Adică ți era rușine și de la și de la, știi? Și mă mai... Îl întrebam pe Lazarov, domnul Lazarov, începem o emisiune nouă, va avea audiențe? Îmi amintesc perfect că îl întreba și îmi răspundea, Dan, eu nu am un glob de cristal ca să știu dacă lumea ne va iubi sau nu. Tot ce putem noi să facem e să ieșim în fața poporului. Și apoi vom vedea dacă poporul ne iubește sau nu. Cu smerenie. Un om care a schimbat piața mondială de televiziune, nu dă ăștia de vai, mamă. Deci ăsta a schimbat piața mondială de televiziune. Și avea smerenie, avea, știi? Am pățit un lucru, am să spun, doamna Ileana Pop trăiește, are o vârstă venerabilă și a fost una din apropiatele domnului Lazarov și mi-a povestit după moartea domnii sale. Aveam vreo 20 ceva de ani și eram tâmpit pe platoul de filmare. Nu facem aia, schimbăm aia, chestii, do, Lazarov, nu-mi place, nu știu ce. Lazarov putea să mă uite așa. Furnică. Dacă el ar fi avut un ego. Ce vrea mă ăsta? Doamna Ileana Pop mi-a povestit. Dan, m-am dus într-o zi, ne-am avut o ședință și am zis lui Valeriu. Valeriu, nu vrei să-l schimbăm pe prezentator? Să e destul de așa. Mă ducem să fie viitoare altul. Așa puteți. Și a zis, Ileana, nu, a zis domnul Lazarov. E tânăr, e energic, e dus cu capul, dar știe foarte bine să prezinte un show de televiziune. Îl păstrăm. Da. Avea orgolii. Da. Adică nu mai ai nevoie de orgolii când ești vultur. Era un mare conducător, doar mari conducători și să-și aleagă oamenii în funcție de atitudine, de ce e în ei. Când ești vrăbiuță, ai nevoie de orgolii. Da, sigur că da, n-ai nicio, ești senin, n-ai complexe. Noi vorbim despre el după ani de zile de la moartea lui. Ești mici, fost unul. Adică am avut șansa unor oameni fabuloși, unor oameni, unor caractere frumoase. Dragule, cum ai ajuns la șansa asta? Tu ești... În primul rând, să spunem că ești timișorean, te-ai format în Timișoara și te-ai format serios, că acolo se făcea și, din câte am mai auzit, se mai face și astăzi, în continuare, se mai face carte sau păstra niște reguli pe acolo. Și ai fost, nu știu că știu telespectatorii noștri, nu cred că știu, după liceu ai fost contabil la un spital. Senzațional! N-am intrat la facultate în primul an. Lucram la radio. Am dat la jurnalism. Aha. Am dat după aceea, am făcut dreptul și am făcut și jurnalismul. La primul an în drept n-am intrat. După care am dat din nou, m-am lăsat, n-am terminat diploma pe drept și am terminat diploma pe jurnalism. Și în primul an n-am intrat. Era foarte complicat, era 1990. Și am fost și se intra. Terminasem liceu economic. Era tot un liceu din ăsta. Greu. Da. Și am fost contabil la Spitalul Victor Babeș, ăsta care e acum. Întreabă acum. Cum te-ai simțit acolo? Ne la locul meu. Ai cunoscut ne la locul tău. Nu mă pricepeam. Ai cunoscut, n-ai cunoscut lumea medicală. E o lume interesantă. Dar după aceea am început radio. Lucram paralel la radio în anii. La ce radio? La Radio Timișoara. Era un postul public de radio. Era singurul. Era singurul. Încă nu apăruse media privată. Și ei cunoscut pe toți jurnaliștii ăia timișoreni ai anilor 90, început chiar în 1990, nu? Pe Mândreci, pe toți ei erau niște buni jurnaliști. De dreapta. Timișoara era atunci. Timișoara era, da. Am multe amintiri din perioada aia, dar le țin în dulapul meu, cândva o să le povestesc, dar am întâlnit oameni și cunosc oameni, am prietenii cu Ioan Crăciun, de exemplu, a fost unul din oamenii care a construit proclamația de la Timișoara, împreună cu George Șerban, societatea de la Timișoara. Ioan Crăciun, Nelu Crăciun a murit și George Șerban a murit. Au fost mulți care au murit. Bebe Costinaș. Exact, de el vreau să spun acum, s-a prăpădit și Bebe Săracu. Au fost oameni pe care... Ce oameni, Am făcut împreună, aveam emisiuni împreună. Nelu Crăciun, de exemplu, băiatul lui e finul meu, locuiește, e un avocat în Sibiu. Am amintiri frumoase. Timișoara a fost altfel. Și altfel. E un oraș care a fost întotdeauna în Imperiu, în Uniunea Europeană. Pentru că Imperiul Austro-Ungar era Uniunea Europeană. Da. Mă, știi ce n-am înțeles niciodată și nici n-am avut pe cine să întreb și nici nu mi-a venit ideea și uite, te-am prins pe tine, te întreb pe tine. Doamne, pentru mine, cea mai neplăcută surpriză pe care am avut-o în legătură cu orașul ăsta, care e altceva, e ce s-a întâmplat cu centrul lui. Cum a fost posibil, măi, Dan? Cum de-au lăsat timișorenii să se întâmple așa ceva? Adică știi foarte bine, centrul lui a pus mâna o bandă de infractori pe clădirile din... Clădirile istorice, monumente de arhitectură.
Știi ce s-a întâmplat? Nu. Nu știi ce s-a întâmplat. Cum pentru a fost posibil? Sunt lucruri care se vorbesc la colț de stradă, da, nu da. Sunt anchete puternice, da, eu n-am văzut anchete jurnalistice serioase despre treaba asta. Nu sunt. Nu sunt. E un mister. Asta e cum e asasinarea lui Kennedy. A fost o decădere bruscă la un moment dat. Orașul a căzut la un moment dat, după ce era vârful vârfului. Eu sunt timișorean din Bănățean, din părinții mei și bunicii mei au fost deportați în Bărăgan. În anii 50. Luați noapte și aruncați în câmp. De rusali. Au fost luați de rusali, au fost luați peste noapte. Culmea că din ambele familii, părinții mei erau mici. Adică aveau câțiva copii, ani, 7-10 ani aveau atunci, dar și părinții dintr-o familie, din familia maternă și cei din familia paternă au fost luați și duși în Bărăgan. Da. Au stat ar fi acolo. Interesant pentru cine nu știe, să spunem rapid de tot, se certase Stalin Tito și atunci erau titoiști și erau țărani, niște țărani care munceau, și niște oameni harnici, chiaburi, niște oameni care își vedeau de bătătura, de curtea lor și de muncă. Au fost luați, urcați în tren ca titoiști. Eu cred că mulți dintre ei nu știau cine e Tito. Nu. Și ca și chiaburi mai ales. Și ca și chiaburi. Titoiști erau aia chiar de pe fâșia graniței. Și luați și aruncați în aruncați la propriu. Adică duși, părinții mei și mama îmi povestește, mama trăiește, tata s-a prăpădit de niște ani, dar mi-au povestit tot timpul. Mama are amintire, ține minte. Și primul lucru pe care l-au făcut, care au avut lopeți. Au săpat o groapă în care să doarmă. Da, așa e, da. Îngrozitor. Și au rămas acolo 5 ani de zile. 5 ani. Și noi ne-am văietat în timpul pandemiei că fetele că n-au unde să-și facă unghiile, băieții că n-au unde să se tundă. Da. Au murit mulți atunci. Au murit 137 de copii. Au murit în Bărăgan, zeci de familii distruse. De fric, de boli, de dizenterie. Când s-au întors părinții mei, bunicii mei n-au mai intrat în casa lor decât în 1990. Era luată casa. Era luată. Statul român a făcut, satul se numește Bobda, Cum se numește? Bobda. E un oraș, e un sat la vreo 23 de km de Timișoara. Acolo s-a făcut un ceape și o școală. Și tata a dat în judecată statul român, a trebuit să lupte. Adică totuși era proprietatea... Eu nu știu cum au scăpat întregi, erau puternici, Dane. Erau puternici. Muncesc generații întregi munceau pentru... Știi cum era? Eu știu, de la bunicii mei la țară, munceau, strângeau recolta, puneau un ban deoparte, mai cumpărau un pogon pământ. Și așa ajungeau la un moment dat chiabur. Ce însemna chiabur? Că aveau 13-14 pogoane de pământ. Pogoane, așa e, da. Iar bunicile noastre erau considerate exploatatoare și proprietare de mijloace de producție capitaliste dacă aveau mașină de cusut. Corect. Și puneau petice în fund țăranilor. Da. Oribil. Și au rezistat. Bunicii mei au murit cu câțiva ani, adică au prins. Au apucat tot. Să vadă că i-a luat dracu. Adică uite, se poate. Tata, mama, mama e lucidă, are 76 de ani, e perfect lucidă. Să-i ajute Dumnezeu. Povestește despre Bărăgan, despre toate astea, cu putere. Vezi, e un alt tip de generație. O generație fibră. Strong. Fibră. Dar erau, Dani, erau trecuți prin războaie, ele, bietele, erau trecute prin văduvie. Le cădeau soții pe front, frații, tații. Rămâneau văduve tinere cu 6-7 copii și scoteau oameni. Ce mi-aș dori să regăsesc și să revăd poporul ăla? Ăla era popor. Nu cu băieții ăștia care umblă în dresuri de damă și se epilează. Și revenind la Timișoara, ce spuneam, are un alt suflu orașul ăla. Are un suflu cosmopolit. Pentru că, crede-mă, Timișoara, ca și Clujul de altminteri, au fost orașe care întotdeauna erau în Uniunea Europeană. Obișnuite cu nemți, cu unguri, cu evrei la oaltă, cu țigani. Tinerii își făceau facultățile Budapesta, Berlin, Viena. Eu n-am știut noțiunea asta de ură cu ungurii. Cel mai bun prieten al meu și acum a rămas e Tibi Paloț, îl cheamă. E un ungur cu care mă văd de fiecare dată când mă duc la Timișoara. Îl cunosc din clasa a întâia. N-am avut niciodată, adică singurele divergențe pe care le aveam cu el dure erau legate de fotbal sau de gagici.
Adică eu n-am avut. Da. Bă, că tipul e ungur. Da, da, da. Nu înțelegeam. Stai, mă, ce e? Și nu înțelegeam chestia. Da, nici eu nu am. Eu am făcut liceul la liceul Matei Basarab în București, în cartierul evreiesc. Uh-huh. Am foarte mulți colegi evrei. Adică pentru mine evreu era, da, bă, care am învățat sărbătorile și aduceau prăjituri de ale lor de sărbători. Corect, corect. Da, da, da. E da, mișto să, e, să crește așa. Da. Este bun. Foarte bine. Și ai plecat din Timișoara și ai venit în București. Cum? De ce? Nu cred că am făcut. Și acum, dacă e să mă întreb, e profesional, da, probabil am făcut un pas bun. Nu știu dacă e... Și acum mă consider plecat în delegație, Mirel. Ah, corect. Deci am senzația că sunt delegații. E ca mama. De mama la 88 de ani, când se duce pe la cimitir, la părinții, se duce acasă. La ea, la țară, pe Valea Olturea, mm-hmm. acasă. Corect. Da, și eu am senzația de delegație. Da, da, da. Nu cunosc Bucureștiul. Deci, fii atent, eu merg în București cu nenorocirea asta de Waze. Da, deci da, eu nu da, cunosc străzile din București. În Timișoara mă duc cu ochii legați oriunde vreau. Da, dacă n-ai crescut. Mi-am făcut, cred că mi-am setat mintea. Să, da. Deci dacă îmi zice ceva, bă, vrei să ne vedem, putem să ne vedem la ora 4 pe Decebal. Pe Decebal. Eu stau gândești, prin zona Unirii. Da. Nu știu unde e Decebal. Deci iau, intri pe Google. Da, pun Waze-ul și mă. Nu, mi-am setat, nu am... Fii atent, am avut, să spun o chestie foarte haioasă, interesantă. Am un prieten care a venit în București acum câțiva ani de zile. El n-a fost niciodată în București. Timișoara, n-a fost niciodată în București. Păi a dus, n-a avut treabă aici. Culmea, are restaurante în Germania, adică, dar n-a avut treabă în București. Și vine în București. Și zic, bă, ai nevoie de ceva? Te aștept la aeroport. Nu, gata, mă ia mașina, am vorbit cu cineva, mă duci. Bine, ne vedem. Unde ne vedem? Și zic, în Piața Universității, zic. E bine? Perfect, mă duce mașina, mă șoferul bun. Mă sună, trebuia să mă trezesc la anumită oră, mă sună la fără 10. Zice, bă, fii atent, eu sunt într-un loc aici, da. Zice că e piața, dar nu văd piața. E un sens giratoriu. Păi, unde e piața? Aștepta să vadă precupeții. Era... Nu? 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 Sau ce? Nu. Aștepta să vadă piața aia clasică din Sibiu, din Brașov, din piața, mă, mărginită, înconjurată. Piațeta Burgului. Piațeta Burgului, da, mărgi... da, cum găsești în Viena, în Italia, în Austria, în Germania, piațeta. Aia medievală. Băi, sunt într-un sens giratoriu. Unde e piața? Da, da. Și el întreba lumea, piața Universității, și asta-i. Și un sens. Da, da. Băi, da, senzațional. Bucureștenii numesc Piața Universității un sens giratoriu. Da, 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 da. Piața fapt, Unirii da. E un sens giratoriu. Da, da, da. E un sens mare giratoriu. Așa este, așa este. Și lumea, omul obișnuit cu orașele clasice europene. Da, da, unde da. Unde-i piața? Da, da. Dar zi-mi cum ai descărecat aici. Cum ai început? Ce ai început aici? Ai venit tot pentru radio sau ai venit pentru televiziune? Nu, cum venit, ai venit? Am venit de pentru ce ai venit? Făceam televiziune în Timișoara pentru TVR, pentru televiziunea română. Lucram cu Titus Muntean, am prestat festivalul Mamaia, toate astea fiind în Timișoara. Și oferta de a veni în București a venit de la domnul Valeriu Lazarov să lucrăm pentru Antena 1. Care Antena 1 la vremea aia nu era începea. Nici pe departe. Începea. Era o chestie la început, așa? Începea bine. Da, începea, era un început. Pentru știi? Vremurile alea. Pentru vremurile alea era un început, adică nu făceau încă show-uri. Da. Am întâlnit cu domnul Lazaro, mi-a zis, bă, o să, uite, e o emisiune, o televiziune nouă. Acum, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că eram un nebun, am fost un tâmpit. Gândește, am plecat dintr-un TVR care era un mastodont media. Era o instituție puternică. Show-urile pe care le avea TVR măturau tot și în audiență. Da, sigur, erau singuri. Surprize. Da. Tot. Era, deci era un mastodont. Mi-amintesc perfect. Mi-amintesc că m-am dus, domnul Titus Munteanu era președinte, mai erau mai mulți, mă rog, era domnul Țopescu, avea la 7, dacă nu mă știu. Erau toți. Toată lumea bună a media, televiziunea era la TVR. Și etajul 11, știi, la televiziunea română, era președinte, se vedea tot Bucureștiul. Nu erau blocurile alea care să obtureze, vedeai tot Bucureștiul. Și când am venit la antenă, am nimerit așa niște birouri din astea și zis, mamă! Știi, chestii de-astea micuțe, minuțe. Și am zis, am încurcat-o. Și am avut curaj. Cred că am fost nebun. Acum, la anii ăștia, n-aș mai pleca niciodată așa. Adică, sau nu știu, m-aș gândi, probabil. Nu-mi dau seama. Dar m-aș gândi de două ori să pleci dintr-un mastodont, cum era TVR-ul, într-o chestie... Da, dar atunci la început, nu știi dacă când suntem tineri, nu umblăm după comoditate. Asta era. Nu mă interesa comoditatea. Da. Și... Păi, mi-am luat aminte, în 90, eram student la inginerie, la SERAL, lucram într-un institut de cercetări și proiectări, adică comoditate. Și mi-aduc aminte că m-am dus acasă și i-am spus lui tata că am debutat la Zigzag și că mi-am dat demisia și tata, bietul de el, inginer ofițer în armată, cercetător scientific, om serios, lași tu? A început să plângă. O, Doamne!
A început să plângă, domnule, la propriu, nu la fiu. Cum, vechimea aia? Zic, bă, tată, s-au schimbat vremurile, stai un pic. Și îți da, pare zice, rău acum? Și ha? Cât te... Nu. Îți pare rău? Nu. Că am plecat din... și că m-am apucat de presă? Nu. Nu? Și m-a întrebat tata și... Da, aia te plătesc, da, cât? 8.000 de lei. Tata, colonel, inginer, comandant de unitate, avea 5.000. Și când a auzit el în loc să bucure, a zis... Nu, cine aruncă cu banii așa? Bravo! Da, e pe termen scurt. Da, da, da. Sau e ceva subteran acolo, abscons. Și bietul tata, săracul de el, abia după vreo 2 ani și-a permis să se bucure. Da. Nu, aș face la fel dacă aș lua-o de la cap și ca și tine probabil că n-aș face multe greșeli. Ca noi toți, dacă am avea șansa. Lucrurile spectaculoase, Mirel, se fac în tinerețe. Da, așa este. Dar nici nu stă bine. La, nu, nu. După o anumită vârstă încerc să faci chestii extravagante, riscante. Îți spuneam înainte de a începe că un prezentator faimos de televiziune italian mi-a spus la un moment dat tot ce trebuie să faci după 50 de ani să arăți bine. Să fii îngrijit. Să te pui, să te poziționezi în spatele cărămizilor pe care le-ai construit. Lucrurile mari se fac la tinerețe. Iisus a făcut la 38 de ani murea. Alexandru Macedon. Sigur că da. Toți oamenii mari au făcut în tinerețe lucruri. 334-323. Iată. Adică lucrurile bune nu se fac în... Și da, nu numai atâta, dar, bă, frate, când ești tânăr, răspunzi doar pentru tine. Categoric, da. Stai niște, numai ai doi copii, sigur, ai niște părinți bătrâni de care trebuie să ai grijă. Dar am plecat din Timișoara plecând de la ideea că, dacă ți amintești, D'Artagnan, ca să se facă muschetar, a plecat din Gasconia. Da, și s-a plecat la Paris. Și s-a încăierat cu toată lumea. N-avea nicio altă șansă. Da. Și m-am gândit, hai. Nu știu dacă e bine sau rău. Probabil dacă nu plecam, noi doi nu vorbeam acum aici. Categoric. Sigur că da. Sigur că da. Și aici nu e vorba de deșertăciune, că ai ajuns cunoscut, că te cunoaște lumea pe stradă. Da, asta e fum, Mirel. Da, ai putut să te exprimi. Și să-ți mai zic, am avut un noroc fabulos. Am făcut parte din Golden Age-ul unei industrie. Da. Fiecare industrie are un Golden Age. Da, așa e. Și am avut norocul... Tu mi-ai deschis ochii cu asupra aspectului ăsta. Da. Tu mi-ai mai lăsat mut, așa că mi-ai zis la telefon, băi, Mirel, nu trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Fiecare industrie are un Golden Age. Industria asta, industria printului, a avut Golden Age-ul bulina roșie. Da. Michael Jordan-ul industriei printului a fost bulina roșie. Da. Noi toți avem o industrie, știi? Și am avut șansa să prind, să fiu în 11 la în echipa aia, 10, 5, în 11. În intersecția aia, în echipa aia de Golden Age a industriei televiziunii. Da. Îți repet, orice ai face acum, nu poți să ștergi Golden Age-ul ăla. Și nici nu poți să construiești altceva. Și să fim corecți acum. Oare ce s-ar alege de noi dacă am fi terminat facultățile anul trecut și am fi debutat acum? Era o nenorocire. Am vorbit adeseori cu colegi de-ai mei din televiziune, tot așa din zona Golden Age, și mi-a zis, băi, nu-ți imaginezi ce noroc am avut. Dar, ascultă-mă, eram odată cu domnul Valeriu Lazarov, împreună cu colegii mei, căutam un restaurant în București. Și nu găseam. Pentru că în anii ăia era greu să găsești un restaurant. Bucureștiul era închis, luminile nu existau, avioanele nu zburau, ca să te duci în Londra te costa salariul pe 6 luni de zile. Nu se întâmpla nimic. Dădeai drumul la televizor, Discovery nu era tradus. Nu aveai nimic altceva. Deci era o șansă să te uiți la negru care urlă sau la isca care pisește știri. Altceva nimic. Deci, frate, dar la ce mă mai pot uita eu? La nimic. Și domnul Lazarov ne zicea, nici nu vă imaginați ce noroc aveți că vă puneți cărămizile în perioada asta. Va veni o vreme când televiziunea nu va mai avea puterea asta. Știa omul. Da. Și știa ce șansă oferă momentul ăsta. Îmi spunea un prieten de-al meu, mai în glumă, mai în serios, un om de afaceri, Mirel, dă-o naibii de presă, dă-o naibii. Hai să mergem în Cuba, că va începe privatizarea și știm cum să o facem. Știm să o facem. Deci în 90 am pierdut bătuta. Acum, exact așa și tu. Da. Am avut săptămâna trecută o discuție, nu chiar săptămâna trecută, cred că vreo două săptămâni, o discuție cu un reprezentanții unei, mă rog, unei multinaționale de aici, vor să facă, să facem din toamnă un proiect comercial, nu mai contează. Și aveam tot felul de discuții, erau mai bățoși, așa, CEO lor, era un tip așa mai... Tânăr, știi? Tot departamentul de marketing cu proiect. Ne-am mai relaxat după o întâlnire, două, trei, a patra întâlnire la un restaurant și îmi zice omul, am început să ne tutuim și zice omul, bă, acum să spun sincer, muream de ciudă pe tine, că eram
mic și mama mă trimitea la culcare de fiecare dată când se termina ăla cu Academia Vedetelor, când băgai tu mâna la acvarii. Și mama mă trimitea la culcare și eu plângeam că nu prin finalul, că se termina. Și mă întreabă omul, dar mai ești la televizor? Pentru că nu mai am timp să mă uit. Dar omul nu o zicea cu aroganță. Nu, sigur, da, omul chiar, băi, Dane, vin acasă seara la 7, abia apuc să mă ajung copii și pe la 11:30 dau drumul pe un Netflix, dacă mai apuc să văd un film. Și adorme la film, da. Mintea lui a rămas, bă, da, mama mă trimitea la culcare când băgai tu mâna la acvarii. Dan, să-mi spui dacă greșesc sau nu. Eu îți urmăresc și pagina de Facebook și îți urmăresc și blogul. Ai fi fost un excepțional jurnalist pe politic, dar mai ales pe social. Domne, se vede, ai un drac în tine, domne. Crezi? Nu. Da. Observațiile tale pe care tu le faci pe blogul tău și pe pagina aia ta, domne, nu sunt observații de astea de showbiz și de monden, domne. Nu. Tu observi chestii care te enervează civic, domne. Și reacționezi. Textele de pe blog și chiar recomand celor care se uită la noi acum, să îți dea o căutare pe blog, o să aibă o surpriză imensă, e alt Dan Negru acolo. Să știi că asta am încercat să fiu altul decât ăla de la domnul, televizor. Chiar ești. Acum să-ți mai spun un lucru, am și probleme cu Facebook care sunt acolo. Am văzut, am citit că ai probleme, te-au suspendat, nu știu ce ți-au făcut, te-au interzis. Mă rog, pentru că am încălcat niște standarde ale unei comunități, nu știu. În fine, o să postez de acum fotografii cu pisici și cu sarmale. Nu, să nu faci asta, nu știu cât se observă și nu știu cât sunt fascinați de chestia asta, dar pe mine întotdeauna m-a intrigat chestia asta. Tu ești un alt om acolo și e bine că ești un alt om acolo. Și mai mult n-aș vrea să spun. Da, spune că după aia mi se închide toată. Da. Folosești niște instrumente acolo, foarte fine, domne. Balanțe. Domne, aici la televiziune nu mă pricep. Dar la textul scris mă pricep. Te-am întrebat de ce te-au suspendat ăștia și mi-ai spus că te-au suspendat pentru că ai văzut niște chestii deja batjocoritoare la adresa era o chestie domnitorului. Era o chestie Ștefan despre, da? Despre Ștefan cel Mare. Mă rog, nu mai contează. El în erecție. În erecție, da, e o chestie batjocură. Iar reacția ta a fost o reacție de, domne, o reacție impecabilă. Domne, stai din țăl. Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat. Acum e cazul să ne bate în joc de... Da. O reacție de bun simț. Nu trebuie să fii vreun credincios, nu trebuie să rupe altarele. Da, nu trebuie să fii abotnic. Exact, nu trebuie să fii ca să ai o reacție de genul ăsta. Mi-ai spus de la cine ai învățat meseria. Era una dintre întrebările pe care vreau să ți le pun. Clar, domnul Valeriu Lazarov și... Sunt mulți. Aș fi nedrept ca să spun doar de unii oameni. Sunt mulți pe care i-am întâlnit. E un tip foarte mișto, un scriitor, lumea lui, e uitat total, Paul Angel. Cum? Nu toată lumea l-a uitat. Da. Și avea o vorbă senzațională, mi-a plăcut, m-a însuțit toată viața vorba lui Paul Angel. Zicea că povara recunoștinței e mai grea decât povara urii. Da. Mi-a plăcut-o. Da. Da. Te pune pe gânduri. Da, adică, da. A fi recunoscător unui om e mai greu decât să-l urești. E foarte greu pentru că de multe ori, când ești recunoscător unui om pentru niște chestii foarte, foarte, foarte serioase, doamne, trebuie să strângi din fălci. Mm-hmm. Corect. Așa, Și trebuie să fii soi bun ca să poți strânge din fălci și să nu spui ce ai avea de spus. Și de asta zic, am întâlnit mulți oameni care m-au construit. Să știi că am întâlnit extrem de multe nedreptăți în breasla asta a televiziunii. Inclusiv în Golden Age-ul ei, am întâlnit nedreptăți. L-am întâlnit pe Cristian Țopescu, nedreptățit total. Da. Unul din marii jurnaliști, condeei uriașe. Da, da. L-am întâlnit pe Iosif Sava. Da, Iosif Sava a plecat, dat afară din TVR. Da, mi-a povestit domnul Țopescu că în ziua în care l-au dat afară din TVR, el s-a dus cu un tort. A intrat, era în același birou și s-a dus cu un tort ca și cum să aniverseze, încercând să-i mai îndulcească cât de cât. Și a luat un tort din dorobanzi de acolo. Ce-a avut cu el? Și Sava s-a uitat trist, a ieșit, a plecat și n-a mai spus nimic. Am să spun un lucru pe care presa l-uită și cred că trebuie să spunem lucrurile astea. Și cred că trebuie să existe o istorie a televiziunii. Da, cineva trebuie să o mai scrie. Dacă televiziunea înseamnă ceva, să o mai spune cineva. Da. Când pe Sava l-au dat afară din TVR, știi cine i-a întins mâna de ajutor? Sârbu.
Adrian da. Sârbu. Da, da, da. Adrian Sârbu da, l-a luat și l-a dus la Acasă TV, unde a făcut o emisiune care se numea Lista lui Sava. Da, 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 știu. Da. Și mi-amintesc perfect că avea cel mai bun om de radio, după părerea mea, din toate timpurile, se numește Paul Grigoriu. Da. De departe. Cel mai bun om român de radio rămâne Golden Age. Da, ne da, întoarcem da, din nou da. La... Și Paul Grigoriu și-a deschis într-o zi matinalul când Sava a plecat de la TVR spunând Sava a plecat de la TVR la Acasă și Grigoriu a zis Sava nu a plecat acasă, a plecat de acasă. A plecat din TVR. Da, 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 a plecat de acasă. Da, da. Am trecut prin TVR și am văzut bustul lui Sava. Da. Ok, da, da, l-ați dat da, afară. Da, da. Îți dau un alt exemplu. Da. Lucrez în Chișinău de vreo 12 ani. Am niște show-uri de televiziune la Prime în Moldova, în Chișinău. Și vreo 3 ani de zile făceam naveta asta împreună cu Andrei Gheorghe. Mm-hmm. Dumnezeu să-l dinească, mamă, Doamne, cât... Sclipitoare minte. Da, da. Sclipitoare da, minte, da. Andrei. Da. Atât de sclipitoare încât îi frustra pe anumiți șefi. Da, da. Care nu i-au mai găsit locul în televiziune. Nu i-au mai găsit locul. După ce a murit, toată lumea, cel mai mare om de radio, stai mă, da. Nu i-a mai dat nici da, o portiță, da, da, nu mai, acum e cel mai mare? Adică, apropiații lui spun că și asta a contribuit la sfârșitul lui. Categoric, categoric. I-a grăbit sfârșitul. La, da, normal, da, 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 da. Amărăciune. Amărăciune, da, da, da. Cristina Țopescu. Da, 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 da. Mamă, câte breaking news. Da, totuși, da, nu? Da, da. Mai vedeam undeva? Mai era nu, ceva? Nu, nu, nu. Nu mai e și o breaslă ipocrită. E și o breaslă ipocrită, este, Mirel. Este, suntem este. O breaslă extrem de ipocrită. Căinoasă. Uh-huh. Da, căinoasă. Da, da. Nu e așa în lumea bună a televiziunii, să știi. Nu știu așa. Cum e. Da. Lumea bună, ce vrei să spui? În lumea, alte țări, nu știu, Italia, Franța? În alte, sau? Da. Lumea da, bună da, da, e lumea da, da. Care dă tonul da, în televiziune. Da, da. Tonul în televiziune nu-l dăm noi din România. Da, pe, da, da. Unde mă, pe, cum e, Bulevardul Expoziției, colț cu... Hai mă, mă lași. Vine din, da, vine de undeva. Noi... Chiar ai avut, așa, ai stat cu ochii pe cineva de afară? Ți-a fost cineva de afară, model, ai furat așa? O, enorm de mulți. De la cine ai furat? Da, enorm de mulți. Îl copiez foarte mult pe un tip pe care îl cheamă Paolo Bonolis. Ăsta e unul dintre cei mai mari prezentatori italieni de televiziune, pe care am avut șansa să-l întâlnesc la Onda, pentru că am făcut același format, Ciao Darwin se numea. Aha, și când, când l-am întâlnit pe, pe domnul Paolo Bonolis, eram împreună cu domnul Lazarov la Milano, dacă țin bine minte, și domnul Lazarov i-a dat domnului Bonolis imagini cu mine. Și prima chestie a lui, mă imiți? S-a recunoscut în gesturile mele, în tot. Da, 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 și, da, da corect. Da, adică da, eu da. Cred că... Cum, te uitai și repetai? Îmi plăcea, da, îmi plăcea, îl asimilam. Da, 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 adică da, da. Eu cred că dacă n-ai referințe internaționale, noi suntem prea mici. Sigur, da. Ce să inventăm noi pe aici? Ce să inventăm noi expoziției colț cu Bulevardul Scânteiei? Hai mă, să fim serioși. Adică totuși vorbim de o televiziune, nouă ne lipsesc niște zeci de ani de televiziune, Mirel. Gândește că în anii 80, 70, 60, când ăia duduiau în televiziune, noi aveam decât o oră. Sigur că da. Și ne uitam că vedeam odată pe an festivalul de la San Remo, când îl vedeam da, și cădeam în cap. Da, da, da. Adică nu, dar da. Și copia asta trebuie să aibă o, știi, Brâncuș avea o vorbă foarte mișto și iar o țin minte când e vorba de copiat. Mă, cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura. Ce nici nu știam. Excelent, așa e. Adică, ok, așa e. Ia puțin, mișto, da. Băi, da, ia da, de la el, da, 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 ho, bagă și de la tine, da, că altfel da, ce da, să zbori. Da, da. Vai, genial asta, așa da, e. Da, 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 da. Și cred că ăsta e un job, jobul ăsta de host. În primul rând e un job care nu mai există. Jobul de prezentator TV. Îl face oricine. Televiziunea din România l-a demonetizat mult, l-a dus în derizoriu, bine mă faci, cumpărăm un format mare de televiziune. Și cine îl prezint? Nu mai contează. E ca și când îți cumperi un... Nu contează, stai nisăl, că nu la noi se întâmplă asta. În piața de televiziune din România se întâmplă. În lumea civilizată nu. Dar la noi se întâmplă. Nu mai contează. Dar fii atent. E ca și când îți iei un Bentley sau o mașină foarte scumpă, cine o conduci? Are carnet. Are. Piața de televiziune internațională funcționează după alt sistem, după alte reguli. Da. Pentru că, îți repet, au niște ani în plus. Da, 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 da. Au niște reguli. Mă uit la emisiuni, mă uit la niște emisiuni, trebuie să am grijă ce spun acum ca să nu fie identificabile, unde este un prezentator și un juriu. Când prezentatorul e de ăsta, nu contează, au grijă ca juriu să fie cu contează.
Da, da, da. Și te-ai prins la ce mă... Domne, contează, domne, carisma, enorm contează, personalitatea, carisma, și poate contează pentru mine și da. Ori eu nu contează părerea mea. Pentru toată lumea, piața e într-o continuă schimbare și las-o să fie așa. A, bun, Doamne ajută, dar, sigur, întorcându-mă la oamenii care m-au... Au fost oameni, ca așa, cu referințe internaționale pe care m-au format mult. Fiat, să zic una bună cu Bonolis. Apropo de bani. Vorbim despre bani. Și la un moment dat, eu zic o sumă de bani, ăsta se uită la mine și zice, bă, nu câștigi rău, e bine. La care domnul Lazar zice, stați-mă cu traducerile voastre, ăla în italiană, ăla în engleză, stați-mă că ai ieșit greșit. Dan nu a zis suma de bani pe care o câștig el ca prezentator, a zis cât e tot bugetul. Emisiunii. Pe un sezon întreg. Da. La care ăsta, prezentator italian, ca să vezi ce înseamnă ștaif și eleganță. Fii atent aici. Și să nu te simți prost. Fii atent. Zice, stop. Ah, ok, am înțeles. Și zice, Dan, tu ai prieteni în fotbal? Da. La vremea aia eram un prieten bun cu un jucător și acum sunt, care juca la vremea aia la Steaua, era atacant. Și zice, știi cât câștigă? Da. Și am zis suma pe care o câștigă. Și fii atent, suma pe care o câștiga el nu era foarte departe, așa, la ani lumină, de suma pe care o luam eu ca prezentator. Da, da. Și el mi-a zis, Dan, vecinul meu este Luis Figo. Eu trebuie să țin pasul cu Figo. Da, elegant. Așa cum tu ții pasul cu omul de la Steaua. Deci este ok. Este ok. Da, ce adică... e elegant. Lord. Da, Lord, da. Să nu te simți prost, să nu te simți... Omul a dat-o frumos, elegant. Cerșetor din Estul Europei. Da, ce faci, să zică, ești bă, du-te, de aici, sărăntop. Săracule, cum zice Becali, săracule. Omul a dat-o foarte elegant și frumos. Da. Ai o soție medic, să-i dea Dumnezeu sănătate și să o ajute Dumnezeu să le dea sănătate pacienților. Mulțumesc. Soția ta e tot medic. E medic și ea, da? Și doi copii superbi, atâta cât am putut să-mi dau seama. Da, ai pus o poză cu ei cu mască. Nu îi arăt prea mult. Și foarte bine. La televizor. Mititei, da. Dar ai pus o poză cu ei, unde sunt cu mască și să doi ochișori de hamster, de veverițe. Se uită la tine? Așa. Încerc să-i țin departe. Îi țin departe de lumea showbiz-ului. Au fost la un moment dat niște, o colegă de-a fetiței mele, dar așa a venit un prieten de-al meu care apare la televizor adeseori tot și fetița era șocată, se uita la el. Wow, ăsta e chiar... Dar nu știa de la televizor. Fetița mea nu știa de la televizor. Știa doar că e prietenul lui tati și că mănâncă clătitele lui tati. Încerc să-i țin departe de lumea showbiz-ului. Știi, chiar cred că în anii care vin, cred că diferența o va face bunătatea în generația lor. Nu inteligența. O să râzi. Eu cred că inteligenți vor nu fi toți. Nu se râde deloc. Tu spuneai, cum spunea bietul tata, Dumnezeu să-l odihnească, culmea, tata gândea mai tinerește decât mine, deși era foarte bătrân. Spunea, bă, nu, fii atent, că tu te uiți, o să zici că o să fie, ce o să fie pentru copiii noștri, nu. Adu-ți aminte că noi ne-am chinuit să rezolvăm subiectele, tata știa matematică, fizică, de rupea pământ, ne-am chinuit să rezolvăm subiectele care s-au dat la bacalaureat în 1874 și n-am fost în stare. Subiectele la matematică, că de alea la greacă, veche și latină, nici nu ne-am apucat de ele, că n-avea rost. Și am putea spune ce tâmpiți în față de ea care își luau bacalaureatul în 1870. Nu. Cunoștințele, cultura, imaginează așa un vas de un litru pe care îl umpli. Noi l-am umplut într-un fel. Ăia la 1870, corect, cu greacă și latină, umpleau copiii ăștia, o să-l umple, corect, altfel. Vreau să... Asta spui tu. Trebuie, da, să caut un... Hai să văd dacă îl găsesc. Un citat. O să-ți placă. O să-ți placă foarte. Să văd dacă trebuie să-l găsesc undeva. Că noi ca tați suntem îngrijorați. Nu? Da, ne gândim tot timpul. Dom'le, ce-o fi de copiii noștri? Ha? Ce-o fi de copiii lor? Da. Dar uite... Nu spun cine am să spun după aceea. Fii atent, e un tip, îmi place foarte mult de el. Și a zis așa, într-un interviu: mi-am crescut copiii lăsându-i să-și trăiască firesc copilăria. Nu au învățat să citească de timpuriu, nu i-am obligat să facă pian, sport sau limbi străine. Calitățile lor cu care mă mândresc sunt calități morale. Nu mint, nu înșală, nu sunt falși. Un om frumos e greu de învins, așa că i-am pregătit pentru viață. Știi cine a zis asta? Nu. Constantin Chiriță. Prozatorul. Da, Cireșarii. Da. Tatălui Tic. Tatălui, da. Ia uite, mă. Extraordinar. A murit în Germania, da, Chiriță. Da. Extraordinar, da. Cred că calitățile astea vor fi o
Știi, vor face diferența în anii care vor veni. Dom'le, mi-ai spus o chestie extraordinar de frumoasă. Extraordinar de frumoasă despre invitații tăi. Extraordinar de frumoasă. Sigur, noi ăștia cu ifose avem tentația de a ne uita de sus, așa, la lumea asta a showbiz-ului, care e o lume ca oricare alta. Și ți-am zis, și te-am întrebat la un moment dat când vorbeam la telefon, zic, bă, dar tu cum te simți? Zice, mă, Miră, mă simt foarte bine. Pentru că invitații mei sunt mult mai sinceri decât ăia pe care iau, nu știu, Gâdea, Badea, cei care decât fac lumea politică, show politic, lumea exact. Socială, politică. Și mi-ai spus așa, mi-am și notat, invitații mei sunt sinceri. Nu vor decât ceva celebritate. Aspirați de... Ne vor portofelele. Da. Așa e. Extraordinară chestie. Da. Zic, uite-te, omul își iubește, sincer își iubește. Da. Referitor la chestia asta, îmi spunea, cu drag îmi spunea Mircea Badea, m-am umplut de o zgură nenorocită câteodată. Corect. Pentru care contact cu oamenii ăștia. Exact. Zice, ia uite-l pe negru. Corect, așa e, așa e. Mi-a zis-o și mie Mircea de multe ori și știu asta. Și are dreptate. Adică el are de-a face cu oamenii ăștia încărcați. Încărcați cu chestii absconse, cu chestii... Intenții, scenarii nasoale, tu trebuie cheiță. Tu trebuie să le găsești scenariul, tu trebuie să îl găsești pe ăla care învârte cheia în spate, să ai grijă cum, de unde. Ăștia din showbiz. Da. Două țâțe, trei cântări, patru nu știu ce... Da, frate, cinstiți. Da, ci dacă privit lucrurile așa, domnule, cinstiți. Da. Și n-are rost. Există această tentație ca lumea asta să fie privită de sus. E prosteală. La fel cum există tentația de a-i privi de sus pe cine? Pe, nu știu, pe... Pe fotbaliști. Pe fotbaliști. Da. Pe paraziții. Ce prost, el nu știe, mă, să vorbească. Stai în săbăl, trebuie să știe să, altceva. Să dea cu piciorul. Dar să zic, și asta depinde. Fii atent, am să spun o femeie care a fost extrem de batjocorită în perioada ei. Extrem de batjocorită. A ieșit într-un interviu și au întrebat ăștia. Era o femeie frumoasă, suni, apărea aproape goală în ziare, în toate ziarele erau nebunite să o fotografieze aproape goală. Și o întreabă ăștia într-un interviu. Cu ce te îmbraci noaptea? Și răspunsul ei a fost Chanel No. 5. Și ăștia râdeau. Ce proastă! Mamă, dar ce de vai, ea n-a zis Chanel No. 5 ca la modul de metaforă. Ea, da, atât a zis. Astăzi, replica ei e faimoasă și femeia se numește Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, da. Și astăzi replica ei e faimoasă. Ea, la vremea aia, a fost batjocorită de absolut toată presa. Nu știam. Cunosc, sigur, ca actriță, ca asta, dar n-am știut că era batjocorită. De ce? Pentru că juca roluri de vampă. Era femeia aia care era, uite bă, și pe aia goală. Totuși vorbeam de o America anilor 50, care era extrem de pudibondă de America. Și acum e pudibondă. A făcut un rol uriaș în procesul de la Nuremberg, cu Spencer Tracy. Vai, ce actriță. Gândește-te ce viață a avut ea, că s-a căsătorit, a fost cu Joe DiMaggio, cel mai mare baseballist, după care inexplicabil s-a căsătorit cu Arthur Miller, unul dintre cei mai mari intelectuali ai planetei. M-am gândit întotdeauna, toți fiii mei și toate astea făcute de Miller, m-am gândit întotdeauna, bă, ce put, bine mă, ok, fai mă, faci cu asta sexul, un an, doi, trei, o lună, patru ore, trei, bă, dar după aia vorbești cu ea la masă, mă, ceva, nu? Și urcă, da, adică trebuie să ai ce, da. Vorbim de Arthur Miller, e ca și când mâine ai avea un breaking news tu la evenimentul care zice, Andrei Pleșu s-a căsătorit cu Daniela Crudu. Ar fi un șoc, nu? Ar fi, cum să nu? Andrei Pleșu. Dar sigur, tot șocul ăsta s-ar risipi dacă am aflat că Daniela Crudu știe să facă crenșii. Așa și înțelege. Adică asta a fost Arthur Miller, Marilyn Monroe. Știi cine locuiește în apartamentul lui Marilyn Monroe din Paris, în Champs-Élysées? Janine. Fosta soția lui Sârbu. Da. Sârbu, un lord, când s-au despărțit, ce-au făcut un partaj acolo, tot am un apartamentul lui Marilyn Monroe de pe Champs-Élysées. Un personaj sârbu care a inventat la rândul lui Golden Age-ul televiziunii. A făcut istorie în Golden Age. Că ne place sau nu, că ne place. A făcut Golden Age-ul televiziunii. Și a avut flair.
tot așa, a avut flair pentru niște oameni, așa cum Lazarov și ceilalți au avut flair cu, da, 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 cu da, da, voi. Mi-am aduc aminte de școala vedetelor, mi-am aduc aminte, păi, dar de tot s-a ales ceva. E, de tot s-a avut. Te uiți acum în piața de televiziune și îți repet, o să-i vezi tot pe aia. O să vezi, da, că funcționează niște formate conduse de oameni, că sunt buni sau sunt răi, dar în rest îl vezi pe Florin Călinescu, pe, da, Andy Moisescu, pe Andreea, da, Esca, da, pe personaje, da, cu, da, pe tot pe Negru, tot pe Brenciu, personaje descoperite de ăia. Da, 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 da. Nu, da, s-a mai descoperit nimic. Noi avem o problemă, Dan, nu știu dacă e, mi se pare mie, sau noi nu reușim, tu reușești să fii Lazarov pentru cineva, pentru că eu nu reușesc să fiu Cristoiu pentru cineva. Nu. Nu. De ce? Nu mai e vremea sau nu suntem în stare? Cred că eu nu sunt în stare. Nu suntem în stare. Nu. De ce suntem egoiști? Că meseria am ști. Dar suntem egoiști, nu avem timp de alții, pentru că ăștia erau generoși. Îmi amintesc de bietul Dan Mucenic, Dumnezeu să-l odihnească. La Zigzag în 90 își pierdea ore întregi, o oră, două, trei, patru, săptămânal cu mine, să mă învețe să dau titluri. Tu știi bine, titlul în presă... Iese, da. Și stătea. Acum, nu e mai puțin adevărat că și noi trăgeam de ei și nu ne dezlipeam de manșeta pantalonilor lor. Să știi că e un job, ăsta al nostru, e un job care nu se învață, se contaminează. Se fură, se contaminează, exact, se dă. Da, se, da, 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 da. Adică, da, se contaminează. Da, așa este. Un profesor te învață, da, un mentor te contaminează. Da. Asta e, da, diferența. Ăștia erau mentori. Ăștia erau mentori, erau mentori, da, da. Și atunci, da, te contaminai de la ei. Nu, nu știi, îmi spunea cineva, zice, băi, stai un pic, că nu suntem nici maestri. Am avut niște maestri, dar nu-i ca, nu maestru umblă după discipol. Discipolul e în căutarea maestrului. Categoric, normal, stai, iei de la el orice. N-a umblat Michelangelo după Rafael, ci Rafael după Da Vinci. Fii atent, la primele mele emisiuni am făcut intro-ul emisiunii. Și am început emisiunea, bună seara, la 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 la. Vreau să, erau două televiziuni. Și am zis, vreau să vă spun că emisiunea de săptămâna trecută a rupt în audiențe. ProTV-ul a fost praf. Am fost cel mai bun. Uitați-vă la mine, eu sunt Dumnezeu, mă vedeți. Iată, începem din nou o emisiune extraordinară. Și am început emisiunea, bla 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 bla, după vreo 10 minute să dă pauză. Stop pe emisiune. Și domnul Lazarov vine la mine și îmi zice, Dan, atunci aveam 20 ceva de ani, l-am după fete, eram și zice, Dan, groaznic, ești machiat, arăți îngrozitor și cravata stă într-un fel. Ești de acord să reluăm începutul? Pentru că nu arăți deloc bine, tu trebuie să fii un bărbat elegant, care să intri. Eu, da? Mamă, machiaj, bine, hai, mai facem o dată începutul. Și vine și îmi zice, la... și vine și îmi zice, auzi, Dane, dacă vrei, nu știu dacă e bine să zici că ești Dumnezeu. Noi suntem împreună. Da, ProTV-ul, antena, suntem două, trei. Da, poate odată o să lucrezi. Sunt colegii noștri. Da, nu zi nimic arogant. Nu fi arogant, da, mi-a zis. Nu avea aroganță. Tu, de fapt, arătai bine și cravata. Și cravata să te ia bine. Da. Dar el acolo era. A știut, da, cum să mă ia. Da. Pentru că dacă el putea să dea stop după primele, da, fraze. Ce ai, mă? Mirel, după... Stop! Ce să vină prezentatorul. Da, da, da. Nu mai zi de ProTV. Hai, da, altceva face. Așa făceau, mă. Uite, așa făceau, așa făcea și Cristoiu. Fii atent, că ne întoarcem la începutul emisiunii, spuneam cu recunoștința că e grea. După cum știu, în Cristoiu nu mai vrea să mai scrie la evenimentul zilei. Și eu nu-mi permit să mă enervez și să comentez chestia asta. În schimb, o să spun un lucru pe care l-a făcut pentru mine exact cum spui tu. Mă chema cu articolul la el și spunea, ești genial. După care, uite, da, aici, nu, la sfârșit, nu mai rămâne nimic din articolul meu. Excelent. Și după aia venea și Dan Mucenic și spunea, nu, titlul ăsta, fii atent, titlul va fi ăsta. La Burila Mare, pe acolo, pe la tine, prin Banat, unul făcuse, inventase că un mort, un moroi, iese din mormânt noaptea și distruge casa, că nu era casa de la primărie. Și făcuse și un memoriu inclusiv la Ion Iliescu că să-i dea primăria acasă, că moroii din cimitirii distrug casă. Și fii atent, ce înseamnă geniu, domne, geniu, geniu. E mucenic, îmi spune titlul la titlul. Eu dăsem un titlu de ăsta, Moartea Pasiunii, scânteie. Și el zice, nu, o fantomă pe lista de lucru a președintelui Iliescu. La revedere. Dar repet, mai întâi îmi spuneau că-s genial. Eu eram vai de capul meu. Da. Și rămâneam cu impresia că ce, doamne, că-s genial și într-adevăr, e ce corectaseră acolo,
Era un articol excepțional, da. Iată. Da, da, da. Și în felul ăsta te obligau și în felul ăsta să crești. Și să crești. Te învățau și deprindeai atitudine. Categoric. Eu țin minte momentul. Da, păi uite. Să spun un lucru. Eu de atunci, din clipa aia, eu niciodată nu apar la televizor să spun... Dacă dai pe Google acum negru audiențe, o să-ți apară regele audiențelor, da, negru pe zeci de pagini. Bă, niciodată. Da, da, da. Țin minte. Da, 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 da. Și mă întorc la cuvântul pe care ți-l spuneam mai demult. Smerenie. Da, frate. Da, corect. Adică smerenie, ăsta e un cuvânt pe care, cred că e un cuvânt modern pe care trebuie să-l găsești în business, trebuie să-l găsești oriunde. În toate, mă. În toate. În toate. Viața e despre asta. În toate. Da, viața e și despre asta. Tu crezi că statul ăsta în casă, așa de pandemie, are și o consecință în direcția asta a smereniei? Adică ne-am uitat zilnic, eu mă uitam zilnic la gunoierii, noi stăteam pitiți în casă. Și veneau gunoierii să ne strângă gunoiul. O fi înțeles lumea ceva din chestiile astea, din toate chestiile astea? Habar n-am. Dar bine mi-ar părea. Habar n-am. După aia ne-am dorit, îmi spunea preotul de la mine din cartier, domnul Curea, noi o să ieșim cu lumânările, încercăm și noi să trecem ziua la mine să nu trece. Sau, cum, de ce? Mă știe, credincios. De ce? Zic, sper să nu cad într-o fie și în mândrie, dar vreau să mă simt ca primii creștini, să-mi doresc credința și să-mi doresc biserica. A început să râdă, domnule, pasă mea. Și cu lumina o să-mi aprind de la chibică, e lemn, e creație divină, da, și acolo. Așa, da. Da, da, da. Tare mult m-aș bucura ca românii să fi înțeles ceva din un târg. Smerenia, Mirel, e și negru să învețe să nu-și mai dea cu părerea despre lucruri pe care nu le știe. Smerenia e și ca ăla care scrie pe Facebook să nu mai știe tot. Să te învețe pe tine cum să-ți faci emisiune. Da, da, da. Și pe cine se chem. Da, smerenia e și să învățăm fiecare să mai și descoperim. Da. Să mai și de... Acum, toți invitații pe care i-am eu în mititica asta, emisiunea mea, eu după aia sunt înjurat. Mă înjură tefeliștii că de ce a fost Badea, mă înjură PSD-știi că de ce a fost Denis Rifai, acum o să mă înjure nu știu cine că ai fost tu, și chiar profit de ocazie să-i îndemn pe ăștia care au de gând să mă înjure că am făcut interviu cu tine, repet, să intre pe blogul tău, vor avea o surpriză imensă. Mulțumesc! Deci vor avea o surpriză imensă, vor găsi niște chestii acolo de o profunzime și de un bun simț extraordinar. În final vreau să te felicit și în felul ăsta să-ți adresez și o întrebare. Dom'le, nu-ți bagi joc de bani. Cum spunea bunica Dumnezeu să odinească, nu-i tragi prin fund. Am aflat că îți investești banii cu minte și cu cap. E mult spus. În imobiliare. Iurea. Stai nițel, n-am spus că ai cumpărat Montmartre. Fii atent. Da, nici pe departe. Ci că faci niște plasamente care să îți asigure viitorul tău și al copiilor. Mirel, sunt la nivel așa de atât, deci ceva de nu așa un gând, deci nici măcar... Ai preocuparea asta. E foarte important. Știu ce m-a adus la preocuparea asta? Frica. Frica. Bravo. Frica. Cine crede altceva, se înșală. Frica, sigur că da. Frica. Frica, sunt convins. Sută frica. Pentru că și eu și tu i-am văzut pe mulți colegi de-ai noștri care au sfârșit în mizerie. Am un... E mult spus. Cunosc, am un prieten. Am un prieten pe care în anii 90, omul e în showbiz și în anii 90 câștiga fabulos de mult. Eu în anii aia prezentam la mare, lucram la Radio Vacanța, am prezentat festivalul Mamaia pentru TVR și făceam tot felul de prostii de-astea ciubucuri. Mă sunau de unii, bă negrule, vii să prezinți la discoteca din Olimp, formația Genius. A, și predai cât un show-uleț ăsta cât de costă? Cărciumă. Da. Cât îmi dai? Da. 60 de mărci. Mărci la ora. 30 de dolari. Vin toată, 30 de dolari. Bă, ce am luat, doamne, urmează formația Iris. Doamne, urmează, bă, ce era, știi? Bun, s-a terminat vara. Da, da, da. Cri, toamnă gri. Și am venit toți spre casă, spre casele noastre. Și ăsta câștigat avea o sumă mult mai mare decât o aveam eu. Eu aveam o sumă mică. Cu suma aia mică pe care am avut-o, mi-am cumpărat un apartamentuț în București, în anii 90. Ăsta și-a luat un BMW la mâna a doua, la vremea aia. Și mi se întâmplă de multe ori să mă întâlnesc acum, că zic, auzi mă, îți mai merge BMW-ul ăla? Mai merge mașina? Eu știu că apartamentul cred că e închiriat și acum. Dar ție îți mai merge BMW-ul ăla? Eu am făcut-o din frică, Mirel. Da. Frica. Da. Frica te îndeamnă la chestii, știi? Adică. Trebuie să-ți spun o întrebare de încă una, de showbiz acum, că de frică. Ce zodie ești, frate? Pește, eu nu cred sunt, în zodie. Pește, fecioare. Pește, numai fecioarele sunt înspăimântate
de viitor. Eu sunt înspăimântat de viitor, adică înspăimântat la ce mod? Nu că nu o să am bani să mă duc în Tenerife, că nici nu am fost corect, în Tenerife vreodată. Da, 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 da. Nu, domne, ăla, traiul decent, așa plătită căldura, da, da, mers la piață. Cred că la mine vine și din familie. Am da. Avut totuși o familie care da. A avut, a avut și dintr-o dată i s-a luat tot într-o dată și atunci să-și sape un bordei. Da, da, și atunci au fost obligați. Da, și atunci chestia asta n-ai, se undeva da, într-un da. ADN, într-un... Asta este, și asta este explicația. Nu mă gândesc niciodată de unde este, așa e. Ce au pățit bunicii mei, ce au pățit bunicii soției mele. Bunicul ei era fotograful de lux al Craiovei, cu prăvălie în centru, cu un mare profesionist. Și peste noapte a rămas fără prăvălie, fără nimic. Mă rog, tot a avut noroc că n-a intrat în pușcărie, că n-a fost omorât, că n-a fost... Și a ajuns fotograf la Electroputere. Sigur, a trăit bine, că se ducea și făcea poze la anunț. Dar din fotograful ăla, făcea poze de lux ofițerilor. Sigur, da, eleganța lui Ștaifului, da. Exact, exact. Probabil că asta este. Pe de altă parte, eu cred în vorbele lui Hugo. Cei mai frumoșani sunt cei ce vor veni. A, da. Și exact asta îți doresc. Să-ți dea Dumnezeu de acum încolo ție, alor tăi, cei mai frumoșeni. Îți mulțumesc din suflet, mulțumesc, Dan. Mire.